Bună ziua și bine v-am găsit! Subiectul de astăzi este totul despre pipele din uh, corncob. Pipele numite corncob sunt fabricate din cocean și de porumb. Cel mai renumit uh, producător de pipe corncob este Mizuri Mersham din uh, Statele Unite. Sunt pipe relativ ieftine și sunt o variantă de luat în calcul pentru a descoperi cât mai mult din tainele uh, fumatului de pipă. Din punct de vedere estetic, uh, ele nu prea excelează, ca și pipele din uh, Briar sau din uh, Mersham, însă aerul rustic dă o stare de relaxare în serile petrecute în uh, căldura casei. Cum se fabrică pipa din corncob? La baza fabricării pipelor din corncob stă un anumit tip de porumb obținut prin hibridizare care are un cocean de dimensiuni mari și consistență, consistență tare. După recoltarea porumbului și desfacerea boabelor de pe cocean se lasă la uscat timp de 2 ani. În această perioadă coceanul se usucă foarte bine și poate fi utilizat la fabricarea de pipe. Coceanul se taie la dimensiunea dorită, se găurește bolul, la unele modele gaura se face dintr-o parte în alta, complet, apoi la un capăt se pune un dop de lemn dintr-o esență, dintr esență tare. Urmează tencuirea cu o pastă de ipsos. Nu toate pipele se tratează cu ipsos, Există și pipe la care bolul rămâne din cocean natural. A se vedea diferența. La final se aplică un strat de lac peste bolul pipei. Tija din lemn se introduce în bol, în cocean. Tija va intra foarte mult în bol. După cum se poate observa, rămâne o distanță considerabilă între fundul bolului și pereții bolului acestuia și tijă. La fabricarea pipelor din cocean se utilizează adezivi care nu sunt periculoși pentru sănătate. Muștiucul de obicei se face din plastic care este foarte care se rupe foarte, foarte ușor. Deci atenție la mânuirea pipei. Da? Nu scoateți muștucul cât pipa este, este, caldă. Forma pipelor din corncob. Aceste pipe din concea de porumb sunt uh, relativ uh, limitate ca formă, după cum se poate vedea. În general sunt cilindrice, însă po poate să difere foarte mult în înălțimea bolului. Aceasta, spre exemplu, este o pipă MacArthur, luată uh, după numele, botezată după numele unui general american care și-a făcut un renume în armata americană și care fuma acest tip de, de pipă. Dacă discutăm de greutatea pipelor din corncob, vom vedea că acestea sunt printre cele mai ușoare pipe am luat uh, spre comparație mai multe pipe din materiale diferite, cam de aceeași dimensiune. După cum se poate observa, pipa din Concob are 30 de grame, o pipă din Briar de aceeași dimensiune are 40 de grame, o pipă din Mershaum, cam de aceeași dimensiune, are 36 de grame, iar o pipă Falcon de la Falcon are 34 de grame ca urmare, pipa din corncob este din cea mai, printre cele mai ușoare cu 30 de grame. Cum se începe o pipă din corncob? În sensul că această pipă, spre deosebire de celelalte pipe din celelalte materiale, trebuie să fie fumată de câteva ori pentru a putea ajunge la o calitate a fumatei din ce în ce mai bună. La primele fumate din acest tip de pipă, se observă către sfârșitul fumatei un gust de lemn ars. Acest lucru se datorează aprinderii lemnului din șancul din interiorul bolului, și se recomandă următoarele: lăsați lemnul să ardă, în așa fel încât, în timp, el se va consuma. Se va curăța lemnul ars cu, de cu, cu un vârf de cuțit foarte ușor după fiecare fumată. Da? Nu se va curăța cenușa de pe fundul bolului. Se va lăsa să se formeze un strat pe interiorul bolului care va ajunge la orificiul de fum din, la nivelul orificiului de fum din șancul pipei. Se va urmări ca spațiile mici dintre tija șancului ieșită din bolul pipei și pereții și fundul bolului să se umple cu cenușă. Toate acestea ar trebui să dureze între 4 până la 6 fumate. După aceste pregătiri, pipa va fuma din ce în ce mai, mai bine. Formarea turtei Există două păreri ale fumătorilor de concob. Prima ar fi, turta nu va fi lăsată să se formeze din următoarele motive. Coceanul absorbe gudronul și aromele dure pe care apoi le va elimina, ceea ce duce la o fumată proaspătă de fiecare dată, fără rămășițe de gust de la vechea aprindere. Apoi, turta Va transfera aromele de la fumatele anterioare, și astfel gustul tutunului nu mai este cel preparat de către producător. Din acest punct de vedere, turta nu va fi lăsată să se formeze, astfel că pipa va fi curățată după fiecare fumată. A doua părere, turta este benefică având în vedere următoarele motive. Pereții coceanului vor da în timp fumatei o aromă caracteristică de știulete. Pot să apară arsuri ale pereților bolului, ceea ce duce la deteriorarea acestuia în timp. Fumul rezultat va fi mai rece decât dacă turta nu este formată. Din acest caz, trebuie avute în vedere următoarele. Nu se vor fuma mai multe pipe una după alta pentru că turta va influența în mod negativ gustul tutunului. Turta se va menține la o grosime mai mică decât la pipele din briar, maxim 1 mm. Acestea sunt cele două păreri ale fumătorilor de concob. Fiecare va alege din aceste păreri ceea ce crede că este mai logic sau va experimenta și își va urmări dorințele proprii. Întreținerea pipelor din concob, din cocean de porumb. Interiorul bolului pipei se va curăța în funcție de alegerea de a forma sau nu turta. Se va avea în vedere faptul că știuletele are tendința de a absorbi umiditatea din jur. Ca urmare, pe vreme umedă, aceste pipe trebuie îngrijite mai mult decât altele din alte materiale. Este indicat să se păstreze la loc cât mai uscat, iar pe vreme ploioasă să fie închise ermetic, eventual într-o pungă. Dacă fumați mai mult timp aceeași pipă din concob, se poate ca adezivul cu care este lipit dopul de pe fundul bolului să cedeze. Ca urmare, este indicat să se lase pipele la uscat între fumate cât mai mult timp. Aceste pipe ar trebui lăsate la uscat mai multe zile decât pipele din briar. Ar fi indicat minim 2-3 zile. La aprinderea pipei din corncob este indicat să se folosească chibrituri, care, așa cum se știe, dau o flacără calmă și pot fi mânuite cât mai bine mai mult mult mai bine decât brichetele. La aprindere se va avea grijă la protejarea marginilor bolului care pot arde, se pot arde foarte, foarte ușor. Acestea fiind spuse, vă dorim fum rece.